Copiii comunei Tomșani au participat ieri la o serbare de Crăciun. De la mic la mare au pregătit poezii și au învățat cântece menite să-i dovedească moșului că au fost silitori și cu minți. Pentru că spectacolul a fost deosebit, Moș Crăciun a venit. Le-a adus copiilor dulciuri și jucării. Cei drept a avut un ajutor, primarul comunei alături de Consiliul Local. Dumnezeu a avut grijă ca moșul să fie unul mai generos anul acesta, aducându-le 600 de pachete la întreaga comună și, de fapt, toate trei sate, satul Oloiasca, Tomșan și Magula, la toate cele trei școli. Ce au primit copiii în pânguțe? Copiii au primit dulciuri, fructe, jucării, de toate, încât să fie bucuroși și să ne poată mulțumi. Copiii au fost încântați să primească cadouri și nerăbdători au căutat în plăsuțe pentru a vedea ce se află acolo. Ai fost cu minte? Da. Și ce ți-a adus moș? Un pază. Și mai ce? Și un ou, ciocolată. Și ce ți-a adus moșul? Mie mi-a adus moșul dulciuri și o jucărie. Îți plac cadourile pe care le-ai primit? Da, îmi place. Ai muncit mult pentru serbare, ai învățat multe poezii? Păi da, am învățat poeziile, fiindcă am vrut să iasă frumoasă serbarea. Dacă vor fi cu minți, copiii vor fi vizitați de Moș Crăciun și anul viitor.